și în momentul în care se tot închide, se deschide ușa, colegii din presa din străinătate nu știu să țină ușa încă o dată, în fine, încercăm să ignorăm. La unitatea militară Digi24HD avem o transmisie din Germania. Evident, care transmisie e deranjată? De ce? Vedeți imediat. Anticipam că vor fi 20.000 sau poate 30.000. Au fost peste 35.000 de fani în tribune, 35.000 de fani români în tribune. Un stadion colorat în galben, efectiv colorat în galben. Iar momentul din minutul 84, acela a fost momentul culminant și momentul în care se tot închide, se deschide ușa. Colegii din presa din străinătate nu știu să țină ușa încă o dată, în fine, încercăm să ignorăm. După cum puteți vedea, colegii din presa străină nu dau doi bani pe acoperiții din presa românească, iar reporterii gradați de la Digi24 sunt deranjați operativ de o pârdalnică de ușă.